Bună! Azi vom face o drumeție frumoasă peste munte până în zonă la peștera Ialomița. Vom sta puțin pe platoul montan pentru a vedea Sfinxul și Babele. Pornim de la fosta fabrică de hârtie din Bușteni, trecem pe lângă hotelul Silva și mergem la telecabina din Bușteni. Dar înainte de a porni cu noi în această drumeție, abonați-vă la canal apăsând butonul de subscribe. Telecabina Bușteni leagă orașul de platoul Bucegilor, aflat în apropiere de vârful Baba Mare, unde se află și cabana Babele, care oferă 108 locuri de cazare pentru cei care vor să se oprească o noapte pe munte. Locurile de cazare sunt în camere de 2 sau 12 paturi. Telecabina este deosebit de utilă pentru turiștii care vor să ajungă pe platoul Bucegilor ca să vadă Babele și Sfinxul, să meargă mai departe către Crucea Eroilor sau Vârful Omu, ori să coboare de acolo peste munte cu telecabina la peștera Ialomiței, unde vom merge și noi în drumeția de astăzi. Doar că noi am ales să mergem pe jos, pe un traseu care durează aproximativ o oră într-o singură direcție. Dacă vreți să vedeți drumeția noastră la peștera, mănăstirea și cascada Ialomița, vă lăsăm un link în descriere și în secțiunea de mai sus. Telecabina urcă aproximativ pe traseul Jepimici. Acest traseu este unul dintre cele mai dificile din această zonă. Iar dacă v-ați abonat deja la canal, apăsați clopoțelul pentru a fi notificați când apare clipul cu acest traseu. Telecabina a fost inaugurată în anul 1978, iar la construcția ei a participat o firmă italiană, Ceretti e Tanfani, cu renume în tehnologia construcției pe cablu. Cabana Babele a fost construită în 1937, iar în fața cabanei se află formațiunea stâncoasă care s-a format prin eroziune eoliană și poartă denumirea de Babele. În imediata apropiere se află și Sfinxul din Bucegi, luându-și numele de la Sfinxul din Giza, deoarece seamănă ca formă, doar că acesta a fost creat de natură prin eroziune eoliană. După ce terminăm de văzut toate monumentele create de natură, o pornim pe jos spre peștera. Traseul merge aproximativ în paralel cu telecabina dintre Babele și peștera, folosind ca marcaj crucea albastră. Coborâm de la Babele prin pajiștile de sub creastă. De aici admirăm Valea Cocora, care se întinde până jos la Hotel Peștera. Mergând pe munte, am întâlnit locuri acoperite cu zăpadă, deși suntem în mijlocul verii când filmăm acest videoclip. Printr-un mic coridor, poteca trece mai departe prin bolovănișuri. Coborârea se face pe cumpăna dintre Valea Cocorei și Valea Șugărilor, pe piciorul Babelor. Apoi ajungem la o ramificație cu drumul care duce prin Valea Obârșiei la Vârful Om.
dar astăzi noi coborâm la hotelul și telecabina Peștera, iar acesta este locul în care se încheie povestea noastră de astăzi. Dacă ți-a plăcut călătoria de astăzi și vrei să fii notificat când postăm următorul videoclip, abonează-te la canal apăsând butonul de subscribe. Dă share și lasă un like ca să știm că ți-a plăcut. Și ne vedem curând pentru o altă drumeție.